Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile orei. Mai multe instituții și asociații sucevene, în parteneriat cu elevi și profesori, au organizat pe străzile Sucevei un marș antiviolență, antidrog și de prevenire a accidentelor rutiere. Acțiunea se desfășoară în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Peste 1200 de elevi din mai multe școli din județ au participat la marșul preventiv. Organizatorii au declarat că numărul participanților crește de la un an la altul. Potrivit acestora, acțiunea preventivă reprezintă un interes pentru toate vârstele. Având în vedere numărul mare de accidente rutiere, am zis că, aflându-ne în Săptămâna Națională a Voluntariatului pe anul 2017, să organizăm din nou un eveniment la Suceava, un marș împotriva violenței, împotriva tutunului, împotriva alcoolului la volan, împotriva accidentelor rutiere, în așa fel încât să atenționăm pe cei îndrept, mai ales conducători auto, că există și alt fel de participanți la trafic, nu numai mașini. Până la ora actuală pot să vă declar că avem peste 1200 de copii care au venit din școlile sucevene, chiar și de prin Mitocul Dragomirnei. Interesant este că și cei de la Siret, de la Lascăr Vodă, în aceeași perioadă, la aceeași oră cu noi, vor să organizeze concomitent și ei un marș în Siret. Ne-am organizat în așa fel încât vom efectua acest marș prin municipiul Suceava, după care în jurul orei 14:15, 14:30 să avem o simulare a unui accident rutier în fața prefecturii. Acțiunea de astăzi are loc practic în calendarul evenimentelor desfășurate în Săptămâna Voluntariatului. Ea și-a propus o sensibilizare, o conștientizare a opiniei publice și a instituțiilor cu competență decizională în acest domeniu. Dacă în privința opiniei publice salut în mod deosebit, pentru că, într-adevăr, toate acțiunile care se desfășoară astăzi, de la marșul antiviolență până la simularea de accidente rutiere cu o apropiere cât mai mare de condițiile reale unui asemenea accident, este într-adevăr salutară, pentru că din când în când trebuie să atragem atenția și cât mai sugestiv asupra efectelor dăunătoare ale violenței sub toate formele. În ceea ce privește sensibilizarea instituțiilor publice, ea practic nu este necesară, întrucât noi avem ca și obligații să urmărim în cadrul planurilor naționale de combatere a violenței, în special în unitățile școlare, în zonele adiacente, dar și sub orice alte forme. Este un plan național cu obiective pe care le urmărim cu regularitate și monitorizăm și ținând legătura și cu toate instituțiile implicate. Statistica arată că existența unui asemenea plan, monitorizarea obiectivelor, îndeplinirea lor, are și rezultate. Astfel, raportarea la nivelul semestrului întâi al anului școlar 2016-2017 ne arată o scădere a ratei violenței în școli. Totodată, în cadrul acțiunii, a avut loc și o simulare de accident rutier cu victime. Okay. Hello. 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 H